O femeie în vârstă de 34 de ani a avut parte de surpriza vieții ei. După ce a fost diagnosticată cu cancer în fază terminală, Kerry și-a dorit să fie mireasă, eveniment pe care și-l dorea încă din copilărie. O femeie din Marea Britanie, în vârstă de 34 de ani, diagnosticată cu cancer în fază terminală, a avut o ultimă dorință pe care a reușit să o îndeplinească cu ajutorul unei prietene. Ea a primit o veste teribilă și a aflat că mai are doar un an de trăit. Are doar 34 de ani și a fost diagnosticată cu o boală cruntă, cancer în fază terminală. Este mama a trei copii, iar cea mai mare dorință a sa a fost să ajungă mireasă, un eveniment la care visa încă din copilărie. Kerry a fost o adevărată învingătoare, după ce s-a vindecat la un an distanță de când a primit diagnosticul. Ea părea să aibă o viață împlinită, lucra ca psiholog și este mamă a trei fetițe. Boala ei a recidivat într-un moment neașteptat. Medicii au spus că mai are de trăit între 12 și 18 luni. Prima dată, gândul a mers către fiicele sale de 12, 9 și respectiv 6 ani. S-a gândit că nu le va putea fi alături în momentul căsătoriei lor. Apoi și-a amintit că nici ea nu a trecut prin acest eveniment la care toate fetele visează încă din copilărie. Relatează spynews.ro.